Vă invit să ne ridicăm în picioare, să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu și vă invit să deschideți Scripturile împreună cu mine. La Luca, capitolul 24, vom citi de la versetul 13 până la versetul 35 și Dumnezeu să fie proslăvit în toate. Amin. În aceea zi, iată doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspunsul unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? Le-a zis el. El și ei i-au răspuns ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod. Cum preoții ce mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în numire, ele s-au dus zis de dimineață la mormânt. Nu l-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spusese femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuie să se sufere Hristos aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul în care mergeau el, s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și au zis, rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, au luat pâinea și după ce au rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela. S-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc. Și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Amin. Și-au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii, slăvit să fie el. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos, Amin. Care prin moartea și învierea Lui a adus în viețile noastre o nădejde vie, slăvit să fie El. În seara aceasta, știu că textul acesta de obicei se citește de Paști sau cu ocazia cinei, dar aș vrea să vedem câteva lucruri din textul acesta care eu le-am descoperit și cred că Domnul Dumnezeu mi le-a pus pe inimă și am vrea să învățăm în seara aceasta câteva lucruri din textul acesta. Aș vrea să vorbesc în seara aceasta despre nădejde. Ce este nădejdea? Dacă ne uităm în dicționarul limbii române, nădejdea spune așa, nădejdea este o încredere sau o încredințare că un lucru dorit îl vom primi. Ce este nădejdea în viața credinciosului? Nădejdea în viața credinciosului este tocmai aceasta,
că prin jertfa Domnului Iisus Hristos putem fi mântuiți, slăviți să fie El. Noi avem nădejde că venind la jertfa lui Iisus Hristos, crezând în jertfa lui Iisus Hristos, noi putem avea viață veșnică. Slăviți să fie El! Și dacă deschideți cu mine la Roman 5, cu versetul 1, spune așa, de frumos acolo, deci fiindcă suntem socotiți neprieniți, cum? Prin credință avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei Lui. Slăvit să fie El! Noi avem nădejde că într-o zi, când Arhanghelul va suna cu trâmbița pe nori, toți cei ce au murit în Domnul Iisus Hristos, toți cei ce au murit cu nădejdea aceasta vor fi transformați, vor învia, iar noi cei ce suntem în viață, la clipeală de ochi, vom fi transformați, vom primi niște trupuri noi de slavă și îl vom întâlni pe Cel ce ne-a răscumpărat, slăvit să fie El. Aceasta trebuie să fie nădejdea noastră. Aceasta trebuie să fie nădejdea care ne conduce pe noi. Aceasta trebuie să fie virtutea credinciosului. Și în 1 Corinteni 13 cu 13 spune așa de frumos, acum rămân aceste trei. Care sunt aceste trei? Credința, nădejdea și dragostea, fără de care nu putem vedea împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să avem nădejde. Doamne, ajută-ne să avem o nădejde vie. Tocmai de aceea, frații mei, Iov, în capitolul 19 cu versetul 27, spune așa, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea, nu altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntru meu, spunea Iov. Oare noi mai tânjim? Oare noi mai avem nădejde că îl vom vedea? Și tocmai de aceea am ales acest text în seara aceasta. Am vrea să ne facem o verificare, să vedem cum stăm cu nădejdea noastră. Dacă vă uitați la pasajul acesta care l-am citit, o să vedeți că la început o să fie doi oameni, doi ucenici, care chiar lucrul acesta le lipsea. Nădejdea învierii Domnului Iisus Hristos. Dacă vă uitați în versetul 13, spune așa, în aceea zi, iată doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Primul lucru care poate să facă ca nădejdea noastră să slăbească, este atunci când nu mai credem în jertfa Domnului Iisus Hristos. Vedeți dumneavoastră, ucenicii aceștia, dacă ne uităm la contextul în care se aflau, era o zi atât de importantă, nu numai în viața lor, în viața întregii omeniri. Era ziua când Domnul Iisus Hristos a înviat, dar ei au uitat de promisiunile lui Dumnezeu. Au uitat de cuvintele care Domnul Iisus le-a spus. Dacă vă uitați în Matei 20 cu versetul 17, 18, 19, atunci când Domnul Iisus împreună cu ucenicii urcau spre Ierusalim, spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus i-a luat deoparte pe cei 12 și le-au povestit că o să fie dat în mâna judecătorilor, că o să fie batjocorit, că va fi dat la moarte, dar le-a spus, a treia zi va învia. Ca să putem avea nădejde, noi trebuie să credem într-un Iisus care este viu și Doamne, ajută-ne la aceasta. Nădejdea noastră începe la cruce.
Nădejdea noastră începe odată cu credința în Domnul Iisus Hristos. Credința că El ne-a spălat, ne-a curățit, așa cum am citit în Roman 5. El ne-a curățit, ne-a făcut neprihăniți, adică a splătit plata păcatului nostru. Și prin sângele Lui suntem curățiți, slăviți să fie El. Atunci putem avea o nădejde vie și o nădejde bună când credem în jertfa Domnului Iisus Hristos. Un alt lucru, ca să putem avea o nădejde vie și lucru care a făcut pe ucenici să cadă în deznădejde, îl găsim în versetul 21. Spunea așa: noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. De multe ori, când Dumnezeu vine și pune o nădejde în inimile noastre, Satana se luptă ca să facă ca nădejdea aceasta să dispară, ca nădejdea aceasta să scadă, să slăbească, ca nădejdea aceasta să fie o nădejde, dacă nu o poate face să nu mai fie nădejde, El o schimbă și schimbă traiectoria. Așa cum, dacă vă uitați în Genesa, atunci cum toți știm, când Domnul Iisus în grădina Eden a spus lui Adam și Eva: puteți mânca din toate roadele pomilor din grădină, dar de unul singur să nu vă atingeți. Ce a făcut vrăjmașul, ce a făcut șarpele? A venit și a spus: oare chiar a spus Domnul Iisus? Oare chiar a spus Dumnezeu, mă scuzați? Și tot așa și în viețile noastre, de multe ori, nădejdea noastră poate să scadă atunci când nu avem o nădejde bună. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă să avem o nădejde falsă. Vedeți, ucenicii noștri, din textul nostru, ei trăgeau nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel. Ei trăgeau nădejde la o viață mai bună, la o viață în care să poată să fie oameni bine văzuți în societate, o viață în care să scape de jugul roman, o viață în care să scape de tot ce era rău în jurul lor. Ei și-au pus nădejdea pentru viața aceasta. Și dacă vă uitați cu mine în Corinteni, în 1 Corinteni 15:19 spune așa: dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Atunci când ne punem nădejdea în lucrurile care se văd, noi suntem oameni care avem o nădejde falsă. Și dacă vreți, în Romani 8 cu versetul 24 spune așa: căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că se vede și nu se mai poate nădăjdui. Dacă noi ne punem nădejdea în lucrurile care se văd, noi avem o nădejde falsă. Noi tot trebuie să ne punem nădejdea în Domnul Iisus Hristos și în viața veșnică. Atunci când ne punem nădejdea în lucrurile viitoare, atunci când ne punem nădejdea că într-o zi vom fi cu El în ceruri, că vom uita de dureri, că vom uita de suferințe, că vom uita de probleme, că nu vom mai fi lacrimi, atunci putem avea nădejde în încercare. Atunci putem avea nădejde în suferință, atunci putem avea o nădejde care ne dă bucurie și ne dă o speranță în inimile noastre, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Trebuie să ne punem nădejdea în lucrurile viitoare, în lucrurile care nu se văd, și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Un alt lucru care am vrea să-l învățăm din cuvântul lui Dumnezeu,
în seara aceasta, știți, când mergi la un medic și vrei să-i spui că nu te simți bine și aștepți de la medic un diagnostic, întotdeauna medicul te va întreba mai multe întrebări să vadă care sunt simptomele. Și în urma acestor simptome, el îți va spune, suferi de cu tare lucru, va trebui tratamentul cu tare. Tot așa, frații mei, să știți că nădejdea se poate vedea în viețile noastre. Dacă vă uitați cu mine în cuvântul lui Dumnezeu, dacă deschideți la Luca 24, versetul 17, ultima parte spune așa, și ei s-au oprit uitându-se triști. De ce erau oamenii aceștia triști? Pentru că au pierdut nădejdea. Nădejdea lor că într-o zi vor fi cu Domnul Iisus și Domnul Iisus va împărăți, s-a dus. Ei nu puteau crede în jertfa Domnului Iisus Hristos și nu puteau crede că Domnul Iisus a înviat. Vedeți, dacă citiți, în versetul 22 spune așa, ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire, ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu l-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Dar ei ce au făcut? Ei, în loc să facă ce a făcut Petru cu Ioan, să alerge, să-l cunoască, să-l întâlnească pe Domnul Iisus Hristos care este viu, ei s-au întors și au plecat spre Emaus. Mă întreb în seara aceasta, oare noi când trecem prin probleme, oare noi când trecem prin suferinți, prin încercări, noi încotro pornim? Mergem spre mormânt, mergem spre Golgota, mergem către Iisus sau ne întoarcem și mergem spre Emaus? Lucrul acesta se poate cunoaște foarte ușor. Un alt lucru care a arătat că oamenii aceștia au pierdut nădejdea, îl găsim în versetul 13, care spune, în aceeași zi, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus. Atunci când noi nu mai dorim părtășia cu frații, atunci când noi nu mai dorim să fim împreună cu cei ce i-a răscumpărat Domnul Iisus Hristos, acolo unde se coboară Domnul Iisus, vedeți cât de important este să venim la casa lui Dumnezeu? Vedeți cât de important este să fim împreună cu frații și surorile noastre? Aici Domnul Iisus se coboară, aici Domnul Iisus vine și lasă prin Duhul Său cel Sfânt mângâiere, lasă vindecare, întărește nădejdea noastră. De aceea este foarte important să venim la casa lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Cum putem noi sau ce trebuie să facem dacă cumva am pierdut nădejdea aceasta? Și Dumnezeu să ne ajute la aceste lucruri. În primul rând, dacă vă uitați cu mine, în versetul 27 spune așa, și-a început de la Moise și la toți prorocii și le-au tălcuit toate scripturile care erau cu privire la el, pentru a putea recăpăta nădejdea, trebuie să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu. Aici găsim făgăduințele lui Dumnezeu, aici găsim hrană pentru sufletele noastre și aici primim, prin cuvântul acesta, putem primi nădejdea vieții viitoare, slăvit să fie El. Dumnezeu să ne ajute să strângem cuvântul Lui în inimile noastre, pentru ca în ziua când va veni încercarea, nădejdea noastră să rămână tare. În Romani, capitolul 15, cu versetul 13, spune
Pavel la Romani așa: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru că prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Noi trebuie să avem o nădejde tare. Noi trebuie să avem o nădejde tare în încercări. Un alt lucru, și mă grăbesc, un alt lucru care face ca credința noastră sau nădejdea noastră să fie una vie, să fie o nădejde tare, un alt lucru care poate să facă să readucă nădejdea în viața noastră, îl găsim în versetul 29. Dar ei au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi. Dacă cumva ne-am pierdut nădejdea, haide-l ca în seara aceasta să-L chemăm pe Domnul Iisus în viețile noastre. Să-I spunem: Doamne, Te rog, iartă-ne pentru necredința noastră. Doamne, iartă-ne pentru deznădejdea noastră. Vino în viețile noastre, adu bucuria nădejdei. Și Dumnezeu să fie Cel care lucrează nădejdea în viețile noastre. Amin.